ziar, bună ziar, dragi români. Eu, guvernul, celelalte autorități, ne luptăm cu PSD-ul. PSD este incredibil. PSD, asta înseamnă o majoritate toxică. Și până când sunt eu președintele României, eu nu mai vreau PSD. Este incredibil. PSD, ne luptăm cu PSD-ul. PSD este incredibil. PSD, eu nu mai vreau PSD. Este incredibil. PSD. Bună ziua, bună ziua, dragi români. Eu, guvernul, celelalte autorități, ne luptăm cu PSD-ul. PSD este incredibil. PSD, eu nu mai vreau PSD. Este incredibil. PSD, ne luptăm cu PSD-ul. PSD este incredibil. PSD. Bună România, bună seara dumneavoastră și invitațiile noastre, bună seara Răzvan Zanfir, lăsați bună muzica seara, să cânte. Bună seara Radu, bună seara tuturor. S-a auzit muzica, vă rog, să nu oprim muzica, e păcat. Dar ce seară o să fie, domnul Buzeanu, știi ce s-a întâmplat în aceste momente? În timp ce noi ne bucuram de această operă muzicală, că eu v-am spus că e emisiune de artă și cultură, a nu m-ați crezut. Deci în aceste momente, în timp ce președintele cânta pe micile ecrane sau marile ecrane, depinde ce bani ați avut, B1 TV, ei bine, în Modrogan s-au strâns peneliștii să se decidă dacă ne luptăm cu PSD sau nu, sau ne luptăm împotriva Partidului Social Democrat. Chiar în aceste momente, de fix 60 de secunde, a început ședința Partidului Național Liberal în Modrogan. Stau, se numără între dânsii, și-au dat seama că sunt prea puțini, și-au dat seama că e greu să mai facă, să refacă acea coaliție cu USR-ul. Le lipsești câte? 6 voturi. 6 voturi, nu se mai poate cu USR-ul, trebuie să se meargă cu PSD-ul, sigur că asta simplifică un pic discuția, că pare că e ceva ce sunt nevoi să facă. Nu voiam. Bă, firea la naibii, nu voiam, dar ce să facem încolo? Nu avem altă soluție, dar sunt și lipsește 6 voturi pentru că cei de la minorități, mă refer aici la pambucian, la oamenii aceștia adunați așa, sau ne referim la gașca Orban care pleacă o ia încolo? Păi, din moment ce au pierdut 15 voturi ale domnului Orban și acum au un minus de 6 voturi, ne referim la oamenii care au plecat din Partidul Național Liberal. Păi, uite-l, adică nu au plecat din Partidul Național Liberal. Plecat din... A plecat din grup. Parlamentar. Intenția este să facă în așa fel încât să plece chiar din Partidul Național Liberal. Hai să vedem dacă au curaj. Păi să le excludăm pe Ludovic Orban. Domnul Câțu aseară ieșit totuși în preajma declarații Dan Vâlceanu. Declarații în direct. Dar mai puțin că începe ședința și după aceea mai puțin. Premierul va fi desemnat de președintele României așa cum prevede Constituția. Încă o dată vă spun, premierul va fi desemnat de președintele României. Dar cu ce propunere a dumneavoastră? Cu ce variantă lăsați președinte să propună orice? N-am ajuns la asta. Este spectaculoasă acolo cu domnul Vâlceanu care se ducea încolo, o luase încolo. Ideea este că domnul Vâlceanu a mai... La ședință, domnul Vâlceanu. Păi a mai produs o declarație azi. A zis, domne, trebuie cu USR-ul alianță. Zice. El totuși, având trecutul cu PSD-ul, Dan Vâlceanu și înlăture... Dan Vâlceanu și Florin Cățu, da. Găsiți dumneavoastră două diferențe dacă puteți. Își doresc o alianță cu USR-ul. Așa au zis. Dan Vâlceanu, pentru că el cunoaște foarte bine PSD-ul din interior, din vremea în care a fost șeful TSD Gorj, și domnul Florin Câțu, pentru că dacă se intră într-o alianță cu Partidul Social Democrat, s-ar putea ca la un moment dat domnul Florin Câțu să aibă gradă transparență până când dispare. La un moment dat vezi așa ca o fel de hologramă. Nu există relevanță politică a domnului Florin Câțu într-o guvernare extrem de solidă PNL-PSD. Deci Florin Câțu dispare. Nu există relevanță totuși la Florin Câțu într-o guvernare solidă PNL-USR. Acum, dacă ești atât de malițios și vrei aici a face instigare la haos, permite să spun că nu prea există relevanță la Florin Câțu și într-o guvernare PNL. Da, corect. Dacă e să o luăm așa, e greu să-i găsești o relevanță în contextul actual lui Florin Câțu, dar să-l ascultăm. Ieri ieșit așa cu o declarație la îndemână, discutam un pic mai devreme, înainte să ne întrerupă domnul Vâlceanu, despre faptul că
Dom'le, fără Gașca Orban, plecată din grupul parlamentar PNL, nu se mai poate face alianța cu USR-ul. Și te-ai fi gândit că în acest moment, domnul Câțu zice, domnule, hai să vedem cum, domnule, iată, mă facem să-i aducem pe oamenii ăștia înapoi. Nu, din potrivă, să-l ascultăm, Florin Câțu, aseară. Mâine vom discuta și cazul celor 12 sau 13 parlamentari, 14 parlamentari, care au decis să iasă din grupul Partidului Național Liberal. Pentru pe mine și n-am vorbit de acest lucru până acum, dar aș vrea să vă spun câteva cuvinte. Mă întristează faptul să văd că dintr-o competiție oamenii nu au înțeles nimic. Liberalismul înseamnă competiție și atunci când pierzi, pentru că toți suntem în Partidul Național Liberal, ar fi bine să înțelegem, am pierdut, a fost o competiție, dar trebuie să mergem înainte pentru că adversarii nu sunt în interiorul Partidului Național Liberal, este în afara Partidului Național Liberal. S-a propus ca la ședința de astăzi să se și vorbească despre această gașcă pentru excluderea lor, pentru a li se da un ultimatum și într-un final să fie excluși din partid ca să fie sigură această alianță dintre PSD și PNL. În felul acesta. Da, mi-a plăcut, domnul Florin Câțu și a dat seama. Fii atent că etapiza funcționează destul de bine, Florin Câțu. A spus, domnule, inamicii sunt în afara partidului. Singura problemă e că nu ne-a hotărât unde în afara partidului. Adică în afara partidului la USR, în afara partidului la PSD, trebuie să ne gândim cine, doamne iartă-mă, sunt inamici. Păi, dar AUR să rămână singură inamici, pentru că, vezi tu, chiar dacă se reface coaliția cu USR, asta nu e o coaliție care să reziste un an de zile. Și foarte posibil să-și dea seama că dușmanii nu erau la Partidul Social Democrat. Social-democrația modernă e cu totul și cu totul altceva decât își imaginau oamenii. S-ar putea să se repoziționeze Partidul Național Liberal. Cert e că dacă astăzi le exclupă Ludovic Orban, va fi extrem de distractiv. Va fi Partidul distractiv, Național Liberal. Va fi foarte distractiv și acum întrebarea unde sunt amicii Partidului Național Liberal, că e clar că amicii Partidului Național Liberal nu sunt nici măcar în Partidul Național Liberal. La UDMR. La UDMR. Hai să vedem, domnul Florin Câțu a aflat în această situație destul de tranșantă, în care singura variantă de viață ar fi cu PSD-ul și acum să vedem ce zicea domnul Câțu în septembrie. 8 septembrie 2021, Florin Câțu. PNL nu poate fi șantajat. Păi da, mă, că de regulă te șantajezi pe ceva, la meni să-i creezi un prejudiciu. Ce mai poți să-i faci cu PNL-ului acum? Ca să-i distrugi imaginea? Ce, să-l duci, să-l cobori în sondaje? Când te aliezi cu inamicul numărul 1. PSD? PSD, oameni buni. Și vrei să dai jos un guvern PNL, lucrurile se complică. Lucrurile se complică, tată. Dom'le, e super. Bun, hai să vedem lucrurile care complică lucrurile. Știi ce o să explice Florin Câțu? Da, mențin declarația. Când te aliezi cu inamicul numărul 1 PSD și vrei să dai jos un guvern PNL, lucrurile se complică. Lucrurile se simplifică, în schimb, când te aliezi cu inamicul numărul 1 PSD și vrei să pui un guvern PNL. PNL, corect. Dacă rog, dar sunt mult mai clar. Gata, domnule, dar trebuie să explicăm un pic, așa cum citești, pare că se contrazice omul cu acțiunile. Nu, domnul Buzea, e un consens. Da, e un consens. Sigur că în momentul de față pare că Partidul Național Liberal e pe drumul spre desființare. Dar poate e sigur, e o atmosferă în care ne aflăm noi acum mai pesimistă. Hai să vedem. Cine este inamicul? Să urmărim inamicul general. Cine este inamicul? Cine e generalul? Să vedem și cine este inamicul și ce pretenții are de la viață. Nu e nici prima, nici ultima oară când am spus că Partidul Social Democrat își asumă și în această criză să intre la guvernare. Lucrurile nu se exclud unele pe altele. În primul și în primul rând am constatat că după încă 10 zile de criză anumiți lideri politici au spus clar că nu poate să treacă prin Parlament un guvern minoritar. Lucru pe care noi îl spunem de la începutul crizei, indiferent dacă este un guvern USR, PNL, PSD, România nu are nevoie în acest moment de un guvern minoritar. Toate scenariile rămân deschise în continuare și cred cu tărie că întoarcerea la popor este cea mai corectă. Nu avem condiții, nu am discutat și ca să vă răspund și dumneavoastră, vorbesc cu toată lumea la telefon, nu am nicio reținere, indiferent din ce zonă politică vin aceste telefoane și mi se pare corect să facem acest lucru. Vorbesc la telefon cu toți actorii politici care pot ajuta ieșirea din această criză și să ne întoarcem la problemele adevărate ale României.
Lasă vorbele. Domnule, actorii politici, mi-a plăcut aici domnul Ciolacu, își dă seama că totuși joci un rol. E un fel de a rezolva vina. Domnule, noi jucăm un rol, stați un pic. Cât de nebun ești totuși să te superi pe un pe actor în momentul în care joacă într-un film. Domnule, ăsta e rolul pe care l-are. Stai un pic, el ca om e altfel. Ăsta e rolul pe care l-are. Asta e distribuția. Bă, doar minerii l-au bătut pe actorul care l-a interpretat pe Horia Sima, știi? Ne-am dat seama că nu făceau diferența între artist și personajul istoric, așa, uite, domnul Marcel Ciolacu. Suntem actori? Noi suntem actori. Joc un rol. Asta este, actorie. Domnul Fâlceanu are cea mai bogată, carieră cinematografică, de a jucat și la PSD, a jucat și la PNL, a jucat și la PDL. Domnule, dar uite și pe Câțu, personaj pozitiv la început, l-am văzut, l-am admirat, toată lumea îl plăcea, acum personaj negativ. Uite-l pe președintele Klaus Iohannis, că vezi că interesant cum Vâlceanu împinge, l-ați auzit așa cu jumătate de gură, împinge vina sau problema mai degrabă la președinte. Zice, domnule, el decide cine va fi premier. Noi vă spunem că noi ne-am strâns ca să nu dea omul atâtea telefoane. Domnul președinte, sunați pe numărul de fix. Că s-au strâns în Parlament, s-au mai strâns în Modrogan, cum era discuția inițial. Da. La Parlament s-au strâns. Să fie haideți acolo. La Parlament ca să sune dânsul direct aici, că ne găsește pe toți, aici vă așteptăm. Nu sta să ne... Îl sunați pe aia și pe Câțu, vorbiți. Dați un telefon, ne punem pe speaker, ne anunțați, noi ne conformăm. Păcatele mele, că asta am ajuns acum. Deci, PNL-ul zilelor noastre, și asta cred că se numește, ăsta este sindromul PDL. Deci PNL-ul zilelor așa, noastre... Așa, cum spui, pare o boală. Păi da. Păi și eu ce, doamne? Păi nu se... Deci au luat PDL, poți să zici că au luat PDL? Doamne, suntem într-o pandemie. Le-a ieșit PDL-ul mare la analize. Bun. Trebuie reglat. Deci ăsta este sindromul PDL-ist al politicii. Niciun partid nu s-a făcut atât de preș în fața unui președinte cum s-a făcut pe vremuri PDL-ul condus de Emil Boc. Și domnul Emil Boc în sine, mi dă scuze. Emil Boc fiind artizanul acestei idei năstrușnice cu PSD-ul. Acum, de când s-a găsit Boc la PNL, el a zis, mă, dar eu nu știu așa. Eu știu altfel. Cum? Cu stăpân la Cotroceni, eu așa știu eu să conduc partide. Nu vrei, Florine, să te învăț meserie? Și ce a făcut? A transformat PNL-ul zilelor noastre, care PNL-ul ăsta a avut multe defecte după 90. Multe calități înainte în interbelic și multe defecte după. Dar după 90 totuși își păstra această trăsătură de caracter. Bă, era un partid totuși arogant. În fața președintelui României, în fața președintelui partidului, în fața oricui, bă, întotdeauna aveai acolo un lider de filială de nu știu unde care nu acceptă el ordine, îl aveai pe vremuri pe Crin Antonescu, care era în conflict cu conducerea partidului, oricine era conducerea partidului și când era el conducerea partidului, intra în conflict cu el însuși. Aveai întotdeauna platforme, puncte de vedere diferite, se certau, se ciondăneau, se rupeau, se împăcau, așa era PNL-ul, era viu și arogant și obraznic. Păi da. De când au fuzionat cu PDL-ul? Păi niște copii cu minți, îi sună, eu am vrut să zic Băsescu, mi-i dă scuze, Iohannis, nici măcar Băsescu, disciplinați. Spuneți, domnul președinte, dumneavoastră, cum vreți să facem? Ce rost are, știi? Că nici el nu cred că le dă ordine directe. Măi băieți, voi ce v-ați gândit? Noi nu prea ne-am gândit. Spuneți dumneavoastră. Ce v-ați gândit dumneavoastră pentru noi? Bun, cam asta e atmosfera. N-au un pic de zvâng, n-au un pic de tupeu acolo să te cerți un pic și cu băie. E președintele României. Domnul Câțu a avut un pic de zvâng. Ce zvâng asta a avut? Este motivul pentru care am avut această săptămână cu domnul Ciucă și guvernul minoritar, așa cum denumeau ei acolo ce se întâmpla. Pare că domnul Câțu o perioadă și-a dat seama, bă, distrugem partidul, domnule, în contextul ăsta, dacă mergem către PSD. Pare că totuși domnul Câțu a avut un pic de zvâc, dar pare că n-a durat foarte mult. Măi, Răzvane, măi, oameni buni, dacă tot ne-am adunat, hai, domnule, să-l ascultăm pe domnul președinte în frumoasa noapte emoționantă în care a devenit domnul președinte, a doua oară domnul președinte, să vedem totuși discursul domnului președinte, că el este artizanul acestei idei fabuloase spre care pare că se merge. Sigur, nu sunt condamnat la această idee. Acum sunt negocieri, poate s-o răzgândi. Hai să vedem ce spunea domnul președinte noaptea alegerilor, să îmi spune și mie dacă nu ne prăpădim, dacă nu ne prăpădim de râs. Sper să nu ne prăpădim. Să nu ne prăpădim de râs. Asta e altceva. Asta e altceva. Hai să vedem. O victorie importantă, victoria de astăzi, este cea mai categorică victorie obținută vreodată împotriva PSD-ului. Am câștigat o luptă importantă, dar războiul încă nu a fost câștigat.
este nevoie să mergem la vot și la locale și la parlamentare. Abia atunci când PSD-ul este trimis în opoziție, vom putea face ce ne-au cerut astăzi românii. Abia atunci vom putea să facem România normală, România așa cum ne-o dorim noi cu toții. Eu am un război cu PSD-ul, care încearcă să se cramponeze de putere în județe, în comunități. Și de aceea vă invit, dragi români, rămâneți conectați, mergeți în continuare la vot în număr mare. Este extrem de important. Asta spunea președintele României noaptea care devenea președinte și sigur că la un an distanță urmau alegeri parlamentare și alegeri locale. Urma și pandemie, urmau mai multe lucruri. E, președintele României vine și vă spune, dom'le, să mergem să votăm, să scăpăm de PSD-ul ăsta nenorocică. Uite-te și tu, numai probleme ne-a făcut. Uitați-vă și noi, doar în afara PSD-ului putem să... Această alianță toxică... Băi, deci era domnul președinte, te uitai la el și te gândeai, dom'le, e clară treaba, omul non-stop gândește numai cum să scape de PSD. Mă, dar poate era gelozie, domnul Buzean. Deci vedeam un președinte acolo care a trebuit ani de zile să privească cu, vă dați seama ce era în sufletul său, cum PSD guvernează cu UDMR, cu ALDE, cu oricine, mai puțin cu PNL-ul lui. Și el probabil în logica asta a spus-o. Își a trei trimiși în opoziție, că altfel nu-i conving să guverneze cu mine. Așa cum o spui tu, pare totuși un soi de raționament ce s-a implementat acolo. Dar la președintele României, eu nu cred că e vorba de raționament. Aici poate e o dragoste neîmpărtășită. Pare că PNL și-ar dori mult cu PSD, dar PSD vede pe toată lumea, mai puțin pe PNL. Bă, dar ce să-i scuzi tot timpul? Văd că tot timpul cauți să-i pui așa pe o bandă de asta logică. Nu știu că eu sunt ăla împăciuitor din emisiune. Dar tot încerc să-i scuzi. N-are, domnule, niciun sens ce face și ce spune președintele României. Nu are niciun sens. Și sigur că peneliștii ăștia mai severi ne înjurau pe perioada verii sau pe perioada toamnei, când, domnule, vorbesc urât despre domnul președinte. Vorbesc urât despre domnul Cârtu. Sunteți PSD-iști? PSD-iștilor! Despre... PSD-iștilor! Da, am ajuns să fim numiți PSD-iști pentru că aveam niște critici la adresa președintelui și eu stau și vă întreb acum. Nu vă crea pe obrazul de rușine? Păi asta mai PSD-iști decât Klaus Iohannis cine? Că Marcel Ciolacu sigur nu. Ești, bă, Marcel Ciolacu îl putem bănui de multe, dar nu e atât de PSD-iști pe cât ar trebui. Sau cel puțin nu e atât de PSD-iști pe cât este domnul Klaus Iohannis în această seară, când forțează o alianță a Partidului Național Liberal cu Partidul Social Democrat. Și credeți-ne, din informațiile pe care le avem, și ați văzut aseară, cred, cât de repede s-au confirmat informațiile obținute de noi pe surse, singurul lucru care stă în momentul de față între o alianță dintre Partidul Național Liberal și Partidul Social Democrat, o reprezintă liderii din teritoriu care își dau seama că se alege praful de partidul ăsta și că n-au timp să-și înființeze un partid nou până la următoarele alegeri cu care să-și reconfirme pozițiile. Că poate și face Ludovic Orban, cum ne-a anunțat până la finalul anului, un partid. Dar până înțelege omul că se va numi Forța Liberală, Forța Liberalismului... Până pui nume. Cum te duci pe dreapta, știi că la un moment interzis dat, stânga, voia... ce nume și alege el. Bă, asta cu numele, voiam să facem un site la un moment dat, ți-aduce Răzvan în aminte, da. Trecutul nostru. Nu, trecutul nu făceam nostru emisiunea asta. Da. Și ne-am blocat la nume. Și de atunci nu, ne-am am lăsat-o, doamne, poate așa e și Orban. Bă, nu, toate sună prost. Lasă-mă, stau independent. Deci, așa. În momentul de față, da. Doar oamenii care își dau seama că există viață și după 2024, viață politică după 2024, trag așa frâna de mână, că altfel PNL-ul s-ar duce și s-ar izbi direct în Partidul Social Democrat, că oamenii ăștia, neavând viziune pe termen lung, au senzația că viața lor politică se oprește la următoarele alegeri. Păi nu mai participați la următoarele alegeri dacă acum vă împreunați cu Partidul Social Democrat la guvernare. Apropo de împreunare, te-ai și împreuna la nivel teologic. Lasă-mă împreuna. Dom'le, ce să facem? Asta e viața. Te simpatizezi, dar totuși. Totuși trebuie să remarcăm că ești al doilea om care vine și spune că are un plan Klaus Iohannis și o rațiune a desfășurării evenimentelor. Da, bă, dar eu poate eram ironic. Hai să-l reascultăm în lumina noilor evenimente pe Ludovic Orban. A mai dat și el acest moment petrecut într-o emisiune, cred că al alteri. Dom'le, să reascultăm pe Ludovic Orban, că pare totuși că acum capătă sens ce spunea Ludovic Orban și ne uitam cu toții oarecum suspicioși la moment. Hai să vedem, Ludovic Orban, despre planurile de viață ale lui Klaus Iohannis.
Dacă mă întrebați pe mine, eu cred că Iohannis asta își dorește. Se determine conducerea actuală a PNL să facă o înțelegere cu PSD. Pot să vă dezvolt un posibil scenariu, dar lăsați-mă să-l mai analizez. Mi se pare că Iohannis parcă a fost înlocuit de o soție sau parcă cineva îi determină prin telepatie, i-a schimbat comportamentul. Eu cred că nu vrea să se pensioneze după 2024. Cred că ar vrea să fie prim-ministru. Să se întoarcă prim-ministru, dacă mă întrebați pe mine. Sigur, poate părea o teorie foarte ciudată, iar trebuie să se îndeplinească câteva condiții ca să îi se întâmple lucrurile. Să controleze PNL și să aibă garanția că PNL îl va propune premier pe el când își termină mandatul. Doi, să aibă un partid partener care să dea președintele și care să fie un președinte care să-l propună pe el și partidul partener să aibă capacitatea să formeze o majoritate parlamentară cu Partidul Național Liberal în 2024. Nu e o situație nouă. Dacă vă aduceți aminte, Băsescu a încercat să-i pună ștampila lui Iohannis, premierul de la Grifco. Eu atunci am spus, Iohannis nu a participat la întâlnirea care s-a petrecut la Grifco. Dar în turul 2 al alegerilor prezidențiale în 2009, să vă aduceți aminte, Crin Antonescu, așa ca gest probabil de acolo i-a și venit ideea USL-ului lui Crin Antonescu. Crin Antonescu a negociat sprijinul în turul 2 pentru Mircea Joană, candidatul PSD, contra promisiunii PSD-ului că vor face guvern cu PNL, adică guvern PNL-PSD, cu cine credeți pe poziția de prim-ministru, dacă vă aduceți aminte, cu domnul Iohannis. Ascultând acest pasaj, ieri am convenit împreună cu Răzvan și, sigur, are o noimă treaba asta, că domnul Iohannis nu prea e genul de premier. Ca premier trebuie să fie un pic mai de acțiune, ori el este ceva mai relaxat. După ce din 2014 până în prezent, domnul Buzoianu, ai muncit o oră pe săptămână, rotunjit la 60 de minute, mi-e greu să cred că îți dorești să fii premierul României și să nu mai ai timp de niciunele, nu vorbesc de golf și de ski, de chestiuni minore, de care țin de supraviețuirea zilnică, de mers la solar, de mici intervenții chirurgicale estetice. Nu știai? O afli acum. Faceți acuzații grave. Nu, de mers la un vopsit, domne, când l-am văzut alb la păr pe președinte, zic, băi, frate, ceva se întâmplă cu țara asta, că nu apărea președintele în fața publicului așa. Dă o stare de tensiune când ți apare nevopsit. Ca premier nu ai tot timpul ocazia să te îngrijești așa cum trebuie să o faci, că altfel nu ți arată așa. Te-ar contrazice Viorica Dăncilă. Ai văzut-o tot timpul aranjată, tot timpul, n-ai ce să-i reproșezi. Deci aducerea în discuție a doamnei Viorica Dăncilă, în primul rând, în contextul de față, e de evitat. E de evitat. Pentru că să plonjezi în memorie și să zici, bă, dar concret cât de mult se lucrase la imaginea ei de citesc proastă. Așa. Că mă uit acum și nu sunt convins că... Am citat, atenție. Mă uit acum și nu sunt convins... Că a evitat dezbaterea aia cu doamna Viorica pentru că nu a vrut să se coboare la nivelul ei. Cred că a evitat dezbaterea aia pentru că ne-ar fi amintit de dezbaterea lui cu Ponta. Când vă aduceți aminte la B1 TV era Claus Iohannis în dezbatere cu Ponta. Ponta și moderatoarea erau acolo, iar el era așa, se uita în altă parte și te gândeai, bă, dar de ce nu se uită la oamenii cu care vorbește? Pentru că acolo era un monitor, ăsta era Claus Iohannis, acolo era un monitor și el se uita și se vedea la televizor. El urmărea dezbaterea care se desfășura în studioul în care era, o urmărea la televizor. Deci ăsta era Claus Iohannis. E cam Bancu cu Ștefan cel Mare. Aduceți în cămașa roșie. Merge și politic, nu duc Bancul până la capăt. Păi te rog, să te calmezi. N-ajungeam la pantalonii maro, niciodată. Dar părea totuși că din dezbaterile 1-1 ieșea șubrezit. Oricare ar fi fost totuși, nu era Ponta vreo lumină. Atenție, haide să fim serioși, nu mai ridică. Păcatele mele. Haide, domnule, să fim serioși, că prea toată lumea, da, era, avea experiență. Dar să ne amintim că domnul Claus Iohannis, în toți anii săi de mandat, a dat un singur interviu. La televiziunea publică, la jurnalistul de limbă germană. Și în limba română, totuși asta a mirat. Asta e normal, asta e bine. Nu știu de ce. Dar înțelegi? Deci în momentul în care singura ta interacțiune directă cu presa la nivel de interviu, a mai chemat jurnaliști la conferința de presă pe care au organizat-o cu ocazia alegerilor prezidențiale. Nu se pune. Când Ion Meioniță așa cu un pic de jenă
Vedeți că în partea cealaltă, doamna Viorica Dăncilă a fost rugată să spună aria cercului, nu a știut-o. Bănuiesc că dumneavoastră o știți, nici nu vă întreb. Sigur că o știu. Asta am vrut să lămuresc. Trecând mai departe. Deci o singură interacțiune directă cu presa la nivel de interviu, unul la unul cu un jurnalist, îl dai la jurnalistul de limbă germană de la TVR. Cu tot respectul pentru jurnalistul de limbă germană de la TVR. Da. Dar când ești etnic, sas, și singurul tău interviu îl dai la jurnalistul de limbă germană, adică al minorității din care faci parte, bă, pare că vrei medii ultracontrolate. Sunt convins că jurnalistul respectiv l-a întors pe toate părțile, l-a împachetat. Te întreb, domnul Zanfir, ori ești precaut, ori ești prost. M-am uitat în diagonală la respectiva înregistrare, deci nu mi-am amintesc exact întrebările. Dar nu mi-a marcat așa existența. E o formă de precauție a președintelui. Bă, prea multă precauție. Prea multă precauție, vezi, te duce și în partea la altă. Bă, dacă ești atât de precaut, nu pleci din Sibiu. Nu intri în pădure. Dacă ți-e frică, a zis-o. Dacă ți-e frică de politică, nu intri în Palatul Cotroceni. Da, acum... Rămâi acolo dacă ești atât de precaut. Ești prea precaut pentru noi. Pă de altă... Băiatul nostru, uite, ca să zic. Ai greșit pe buzonarul politic. Un pic de precauție. Acum ziceam de doamna Viorica Dăncilă, sigur că dânsa venea tot timpul aranjată, dar doamna Viorica Dăncilă l-a aranjat și pe Klaus Iohannis, atenție. Dânsa l-a aranjat, venea întâlnit cu el. Dacă nu era Viorica Dăncilă, eu știu dacă ne mai apare. Dânsa a făcut aranjamentul ăsta cumva, știi? Că poți să te gândești, că totuși poate a fost o înțelegere și atunci, Răzvan. Păi a fost o înțelegere, că oamenii se înțeleg între ei. Trebuie să ne înțelegem, oamenii suntem. Domnule, eu cred că înțelegerea continuă până în zilele noastre și s-ar putea să vedem în această seară partea a doua a înțelegerii. Da. Deci PSD a livrat un contracandidat, s-ar putea ca acum Klaus Iohannis, la cât de la alegerile parlamentare? La mai puțin de un an. Se face un an? Da, un an, da. În la un an să aranjeze și el ceva. La un an să aranjeze intrarea la guvernarea Partidului Social Democrat. Dar vă aranjeați și pe dumneavoastră un pic. Trebuie să recunoașteți pe dumneavoastră peneliștii ăștia severi care ne înjurați că suntem PSD-și, că vorbim urât de Klaus Iohannis. Vă aranjeați și pe dumneavoastră un pic. Acum, hai să... Dai cum se uită toți postacii liberale acum și spun. Eu nu cred, mă, că face Ali. Eu spun ăștia prostii. Iar dacă vor face... Nu-i prima dată. Ăștia mereu spun prostii. Da. Și ieri când ne-au anunțat că Ciucă își depune manta, au spus prostii. Și ieri când v-am anunțat de ședință, am spus prostii. Și de fiecare dată când am spus lucruri care s-au confirmat, am spus prostii. Ce mi-e teamă? Mi-e teamă, nu mi-e teamă. Dar mi-e așa, da. Pot să mă jeneze. Când se vor ambiționa să ne explice de ce nu aveai soluții în pandemie, domnul Buzeanu, da? Nu-și dorea nimeni alianța cu PSD. Hai că discutăm. Aveam nevoie de o majoritate stabilă. Da. Și-a riscat procentele, și-a riscat imaginea ca să ofere țăi un guvern stabil. N-avea el nevoie de PSD cu toate și a călcat pe mândrie. Ăsta e șef de stat. Deci vor fi în stare postaci. Dom'le, trebuie să punem poza pe pagina de Facebook, că vreau să intre postaci și să-mi spună cum un adevărat șef de stat trece peste orgolile personale, trece peste lupta sa istorică cu PSD-ul ca să ofere, Doamne iartă-mă, țării un guvern stabil care să ne scoată din pandemie. Da. Facem pauză, asigurăm stabilitate. Pauză, facem poză, că deci vreau să-mi lase comentariile astea. Asigură o stabilitate, dar acum hai să ne stabilizăm un pic, pentru că a apărut și domnul Ciolo. Sigur că nu mi-ar da până cap, dacă aș fi, dacă m-ați întrebat pe mine. Nu mi-ar da până cap, dacă aș fi de la USR, să-l trimit pe Dacian Ciolo, fie el și președintele partidului, să conteste înțelegerile cu PSD pentru a accede la guvernare. Deci, totuși, un pic de ridicol m-ar fi... Cum să m-ar fi inhibat? Adică m-aș fi pus în situația în care, bă, dar nu puteți găsi pe altcineva. Dar ce are, domne? Dar du-te, domne, altul, că mai sunt și alții. Dar acesta ce are? Hai să-l vă ascultăm. Doar pentru că a făcut guvern și mergea la negocieri și Dragnea era un prieten bun și nici Ponta nu-i dă lepădat și mulți alții. Și dând cu atenție că să nu vorbim doar de trecătorii ăștia, Ponta și... Hai să vorbim și de Constant. Oameni în forță la momentul vorbim. Când PNL a anunțat că premierul desemnat își depune mandatul, că există o șansă pentru refacerea coaliției de modernizare a României. Din păcate însă, în ultimele ore, vedem tot mai clar că intenția unor lideri din PNL, și înțeleg că nu e încă o decizie luată în PNL, dar apare tot mai evident că intenția unor lideri din PNL este de a se arunca în brațele PSD și reformarea unei frății a partidelor vechi. Dacian Cioloș a făcut un apel la voștrii parteneri de coaliție să nu se alieze tocmai cu PSD-iștii pe care îi blamau până acum. PNL să se mai gândească, să se gândească bine la ce duce acest drum și să avem în perioada imediat următoare o discuție de clarificare, să vedem dacă
e și intenția lor și dacă această coaliție care să modernizeze România e în continuare fezabilă. Altfel, urmează să se nască o alianță toxică, a cărui scop va fi păstrarea privilegiilor și piedici pentru dezvoltarea României. Dacă însă alegerea PNL-ului va fi PSD, atunci USR-ul evident va intra în opoziție, USR-ul va rămâne dacă această coaliție se va realiza între PNL și PSD, USR-ul va rămâne singura forță politică pro-europeană. Și alți lideri au recunoscut însă că șansele refacerii mariajului cu liberalii sunt extrem de mici. Dar nu a fost până acum, nu a fost nicio negociere, nicio discuție de refacere a coaliției, pentru că o secundă, Nicolae Ciucă venind la USR și spunând dați-mi voturile pentru guvern minoritar pentru că ăsta este mandatul meu de la partid. N-a fost nicio declarație, nicio decizie a PNL că vor refacerea coaliției, că vor să formeze o majoritate așa cum e sănătos și normal. Chiar dacă USR vede în continuare o posibilă alianță cu PNL, atacurile continuă. Stă toată țara de două luni de zile după PNL, după meciurile lor interne și asta n-ajută pe nimeni. Din punctul meu de vedere trebuie să începem cât mai repede demersurile pentru constituirea unei majorități parlamentare și din nou spun, mingea în terenul PNL-ului și în terenul președintelui Klaus Iohannis. Îmi place cum sună premierul desenat, așa că zice premierul desenat, dar așa cum se vorbește în vorbire, sigur pare că sună desenat. Dar pare și premierul resemnat. Am văzut, da. Și părea și un premier rezemat. Rezemat așa, pe niște oameni acolo. Trebuie și să te găsești un loc de rezemă așa. Sale? Da, l-am văzut și pe domnul Ciucă aseară, era totuși, s-a dus și un dita mai general în postura în care e domnul Ciucă, sigur nu e o fericire. Hai să luăm o scurtă pauză, după care ne întoarcem. Talibanea de el acum. Fericiți în România. Wow, mi-ai amintit de celălalt prezident. Nu, că e frumos aici la mine, eu nu știu de ce să emigrați. Luăm o scurtă pauză, revenim, da? Avem câteva telefoane pregătite pentru dumneavoastră astăzi. O să râdem mult, o să ne și întristăm? O să... Nu, de ce să ne întristăm? Așa e românul, se mai și întristează. Unde vrei să te întristezi mai tare de aici? Că s-a atins un punct maxim al întristării. Dar ce? Decât să mergem într-un loc unde nu e nici întristare, nici suspin, nici regret, nici ce, Doamne iartă-mă, nu e acolo, mai bine rămânem aici pe întristare. Luăm o scurtă pauză de publicitate, revenim apoi, avem niște materiale excepționale. Ne-am întors în direct în această complicată zi a vieții noastre. Ne uităm la caricatura zilei venită de la artistul Marian Avramescu. Și dumneavoastră știți că președintele nostru nu e doar un iscusit primar, un reputat inspector școlar, e și profesor de fizică. Are și profesorat la bază. Marcele, hai să te văd legea lui om. Ești om cu mine, sunt om cu tine. Îl vedem aici pe Klaus Werner Iohannis. Dar ce vedem în spatele lui? O cruce pe care scrie PNL. Păi, deci, așa poate... se îngroapă creștinește un partid. Păi nu, dar pare că își poartă crucea. Eu aș fi făcut-o totuși invers. Sigur, nu pot să-l corectez pe maestrul caricatură. Dar aș fi făcut-o invers cumva. Adică pare că duce în spate crucea asta PNL-ului. Ori PNL, PNL-ul pare că îl duce în spate pe Iohannis ca o cruce. Păi nu, că pare că se duce să termine de îngropa PNL-ul. Okay. Așa da. I-a luat și cruce, are tot ce îi trebuie. Are și o piramidă la îndemână acolo. Altfel nu stă la discuții. Da. Dacă te vede fără piramide. Mulțumim artistului Marian Avramescu pentru caricatura din această seară. Mulțumim artistului și mergem către artiștii de la UDMR, fără nicio legătură cu artistul nostru, da. Mergem către artiști. Deși și acolo parcă sunt niște caricaturi. Sunt artiști, cel puțin în ceea ce privește abordarea lor politică. Păi, deci nu sigur că pare destul de oponentă, așa, opozabilă situația, ori faci cu USR, ori cu PSD, adică par destul de contradictorii variantele. Dar uite-i pe cei de la UDMR, care ar face cu oricare. Deci tu cum ai spus-o? Ori faci cu, ia zi. Ori faci cu USR, ori faci cu PSD. Deci asta au spus și ei, dar pe un alt ton. Ori faci cu USR, ori faci cu PSD. Pur mai simplu. Cei de la contează UDMR. Intonația. Cei de la UDMR cu intonație. Eu cred că trebuie să negociăm cu toți cei care sunt în acest parlament. Eu n-aș negocia cu aurul, sau UDMR n-ar negocia cu aurul, dar în afara aurului trebuie să negociăm cu toate forțele
politice, să încropim o majoritate cât mai repede, să dăm țării un guvern, să găsim soluții la problemele cetățenilor. Evident, dacă nu există șansă să refacem această coaliție, atunci trebuie să purtăm negocieri cu Partidul Social Democrat. În acest moment eu nu aș dori să vorbesc despre structura guvernului. E foarte important să găsim o majoritate în Parlament, să încropim cumva o majoritate. După ce ne înțelegem asupra majorității, putem discuta sigur despre structura guvernului, despre ministere, dar cred că este pasul 2. Nu avem o preferință specială pentru Partidul Social Democrat sau pentru USR. Dorim să facem o majoritate. Nu dorim să ajungem la alegeri anticipate, pentru că considerăm că în acest moment alegerile anticipate nu reprezintă o soluție pentru problemele din România și atunci trebuie să găsim în actualul Parlament o soluție, da? Ori mergem cu USR, ori cu PSD-ul. Trebuie să faci ceva, că altă n-ai altă soluție. Dar așa de stridenți oamenii aceștia cu planul lor de viață, sigur că dacă s-ar face alegeri anticipate, s-ar putea face o majoritate și fără UDMR. Blau, adică cine știe cum pică? Nu, hai să nu vorbim despre asta. Să nu punem așa. Hai să nu cobim. Hai să nu. Dar pe mine totuși m-a surprins frâna asta pe care și-a pus-o în discurs domnul Cioma Boton, da? Da. Dânsuiera. Dom'le, trebuie să negociem cu toată lumea. Și l-am dat și a dat el seama. Mai puțin cu nu sunt pregătiți oamenii ăștia să anunț că aș negocia și cu aur. S-a uitat la jurnaliști, a văzut în ochii lor așa, chiar cu toată lumea, chiar nu te deranjează nimeni acolo. Bine, mai puțin cu aur. Dar părea că a exclus aurul din perspectiva negocierilor. Mai mult de gura oamenilor din jur. Rușinea noastră. Da, da. Dom'le, ați negociat și cu aurul? Pă, până la nu, cu aurul nu. Că și oamenii și acolo... Sunt extremiști. Wow. Dar părea așa că... Din cauza noastră. Da. Părea că dacă l-ai întrebat pe el, dom'le, dar sincer, tu, dacă ai... Nu, fă abstracție de ce am comentat. Dacă ar fi să alegi ori cu aur la guvernare, ori în opoziție, ce aș alege? Ori cu aur la guvernare, ori cu aur la guvernare. Ori cu aur la guvernare. Deci între un guvern din care să nu faci parte. Da. Dom'le, accept să facă parte și aur. Îmi place mie atmosfera asta în legătură cu UDMR-ul, că s-a pus problema scoaterii UDMR-ului din guvern dacă se face alianța cu PSD-ul. Ce glumă asta? Făcându-se alianța cu PSD-ul. Dar, atmosfera asta care are legătură cu UDMR-ul, domnule, sunt niște oameni serioși acolo. Deci atmosfera asta cumva, cei de la UDMR fiind totuși o variantă, sigur, față de aur, față de PSD, de multe ori, oamenii cumva se dezic scârbiți. Bă, da, de UDMR... Dom'le, sunt niște oameni de bine, de rupă, chiar l-am auzit pe Cristian Tudor Popescu propunându-l pe Kelemen Hunor premier. De ce nu mergem pe un premier? Bă, nu pare președinte? Așa o statuie a demnității în politica românească, cei de la UDMR, ascultați-l încă o dată pe omul ăsta, sigur, numai de că l-ați reținut. Dom'le, facem și cu ea, asta și e o poveste un pic mai veche, domnul Buzeanu. Deci, în primii ani de după 90 și până anii 2000 și ceva, UDMR, având mai puțin parlamentari, reușea să își gestioneze foarte bine listele. Da. Rar apărea câte un mă, tu de unde ești? Mă, ce e cu ăsta? Mă, tu cum ai intrat aici? Sigur, într-adevăr, stai un pic. Au trimis profesioniști de-a lungul timpului. Sigur, puteai să te opui ideile lor politice. Am văzut parlamentarii UDMR purtând doliu de 1 decembrie. Dar asta nu-i făcea mai puțin profesioniști. În comisiile juridice, chiar și în alianța cu PSD, deși calitatea parlamentarilor UDMR a scăzut după ce a venit domnul Kelemen Cunor la putere, dacă ne raportăm la perioada în care partidul era condus, organizația era condusă de Morcobela. Da. Deci în perioada lui Morcobela, lucrurile erau, totuși treceau așa pe niște filtre vere. Și lumea a rămas atunci cu Gheorghe Frundo, care sigur nu te convingea de fiecare dată că are dreptate și avea puncte de vedere cu care, dacă ești mai naționalist, intri asta imediat în... Nu, aici nu punem filtrul educație, să pare oameni educați. Sigur că par niște oameni educați toți de la UDMR, mi-e greu să inventarez pe vreun... Toți par educați de la ei. Analfabet, mi-e greu să inventarez, să spun... Păi vrei să te arăt de la alte partide? Sigur că în alte partide... Da, asta UDMR-ul pare frecventabil. Eu înțeleg. La ei toți sunt... Doar că nu e doar asta criteriul, nu ăsta trebuie să fie singurul criteriu. Că și Adrian Năstase era școlit. Și nu te gândești la Adrian Năstase în momentul de față ca la o idee bună. Eu nu, da. Dar cine știe? Da, sunt mulți. Hey. Ce vreau să te întreb e, acum care este explicația pentru UDMR dacă se face alianța cu PSD, domnul Buzeanu? Păi explicația pentru UDMR ar putea să fie ideea că, domne, la un moment dat, dacă îi se va reproșa PNL-ului această alăturare de PSD, va putea să spun, domne, era mai multe partide, nu era doar PNL-ul. Și mă, ne-au pus UDMR-iștii să-i luăm pe PSD-și la guvernare? Nu, eu vreau să știu de ce există această garanție din partea liderilor UDMR
Că ei vor fi în următoarea... Deci o să vedem ce facem. Oricum, stați un pic, dar Matale, unde te duci? Cu ale 5%. Păi în momentul de față... De ce mai are nevoie cineva de alea 5%? Că nu vreau să intrăm în zona asta, că cu demereu știi ce e periculos când vorbești? Când trebuie să facem un anumit tip de analiză, domne, toate sunt formațiuni politice, am în spate votul cetățeanului, nu ne ducem în zona etnică. Dar după când aia... Când intrăm și vrem să vă luăm pe toți ca pe un partid... Politic. Așa, stați o secundă, că noi reprezentăm interesele maghiarilor. Păi, am o întrebare, deci e obligatoriu să fiți și voi la guvernare? Da, da, stai un pic... Adică ești antimaghiar dacă întrebi acum de ce ne mai trebuie astea 5%? Da. E antimaghiar atitudinea? Dar Dan Barna... Nu reprezintă și el, nu poate să reprezinte și interesele maghiarilor de din ce? România. De ce n-ar putea să reprezinte? Adică de ce doar... Din câte știu etnic român. Da, nu știu, am venit așa, am venit ca sonoritate, dar nu contează. Ludovic Orban, poftim, poți să dau alte nume. Și Ludovic Orban mai... Dar nu, asta e relevant. Ideea este că pe maghiarii din România îi pot reprezenta și de la PSD și de la PNL, adică într-un fel trebuie să guverneze pentru toți românii, nu pentru toți cetățenii din România. Trebuie să te amplat o formațiune specială făcută pentru maghiari. Adică mă gândesc că totuși vor fi, nu știu, mai sunt și alte minorități de alte feluri. Adică nu trebuie neapărat să există un partid. Există și alte minorități. Nu, dar nu numai etnice. Poate să fie minorități de toate felurile. Nu trebuie să aibă un partid în guvern neapărat ca să, un partid în parlament ca să poată să fie reprezentat. Toate minoritățile recunoscute din România au un parlamentar. Da. Pentru că atâtea voturi au obținut. Adică dacă nu obții un număr mare de voturi, da, unul mai sigur, degrabă mic, primești un foarte mandat. Sigur, foarte bine, da, corect. UDMR, da, având un număr foarte mare de voturi, a primit bun atâtea mandate cât a reușește să sumeze 5%. Acum, asta e, ce vrei? Rămânem în această situație în care sigur că UDMR-ul pare că din punct de vedere numeric nu mai sunt absolut necesari, pentru că pentru că PSD-ul se aliază cu PNL-ul și formează o majoritate suficientă. Asta vreau să întreb, de ce avem mai multe partide? Păi s-a ridicat o voce, o să spun. Ca cui s-a ridicat? Din acolo la discuții, cum vorbeau ridicăm ei. Ridicăm noi vocea astea... și mai sus decât oricine. Bă, nu știu că chiar sus. Se rog pe colegii de regie când începem șirul telefoanelor să îl contacteze și pe domnul Boton. Cioma Boton? Cioma Boton, da, trebuie, da. Vreau să-i adresez lui această întrebare. Corect. Acum, de ce e așa mare nevoie de partidul dumneavoastră? Pentru, s-a ridicat o voce, domnule, sunt oameni serioși. Cineva a spus, domnule, dar de ce să-i mai ținem la guvernare? Nu putem să mai scăpăm de ei? Domnule, sunt oameni serioși. Ăsta a fost argument. Ce dacă? Asta e. Bun, acum, hai să vedem un om serios. Mergem la Klaus Iohannis, care a fost la acest eveniment, dincolo de problemele pe care le-a iscat în țară. Dincolo, că eu zic că el le-a iscat, că pare totuși tot ce se întâmplă o idee a lui. Că în momentul când iese, pare, domnule, liderul țării, nu știu. Dacă în momentul când sunt probleme, mă gândesc că tot el este cel care le creează, că el este responsabilul, nu? De ce se întâmplă. Acum, mergem la domnul președinte, care creează acest moment frumos în istoria. Sigur că am comentat încă de ieri, Răzvan, când s-a întâlnit cu Boris Johnson. Și avea șuba pe el. Avea paltonul pe el. N-avea palton, domnule. Ăla nu era palton. Era o șubă? Aia era o geacă pe care sunt complet îndrituit să o numesc șubă. Și era vorba atunci, sigur că... Avea o pufoaică pe dânsul. Evenimentul are legătură cu zona aceasta a climei. A schimbărilor climatice. Și pare că la unul, la Boris Johnson, era o climă, la noi cu totul alta. Pare cumva că așa era dress code-ul. Domnule, să pară așa, climatic dubios. Sigur, ăsta era cu haina pe el, ăla era în costum. Și acum îl vedem pe președintele României care nu renunță la haină. O pune pe masă. Nu a pus-o la garderobă. Nu reușesc să-mi dau seama cum s-a ajuns. Probabil a fost rugat Dorit să vă duc haina la garderobă. Nu că aici am văzut că e și curent. Poate se mai ridicau de pe la mese, lăsau ușile deschise, îl trăgea pe la șale. Am văzut că a fost comentat intens pe Facebook acest eveniment, dar acum a venit momentul să-l comenteze și profesioniști. A venit și cu pachet la el, mă. A venit și s-a și descălțat. Te întreb, s-a descălțat ca sta mult pe scaune, poate îl strângeau pantofi. În speranța că avea pantofi, domnule, că n-a venit în baște. Domnule, trebuie să... Cum să vii, să întrebăm, trebuie să întrebăm. Ce să întrebăm, domnule? Dacă se făcea frig dintr-o dată în sală, ce mai făceau acești domni care, uite, n-aveau haine aici să pună pe ei? Dacă se făcea frig în sală, eu vă întreb, domnule, ori ești precaut, ori ești prost. Deci atenție, omul și-a pus haine aici din precauție. Dacă se face frig. Dacă se face frig. Așa. M-au luat căldură. Mergem mai departe. Sper că te oprești la sacou, domnul Zafir. Nu știu, domnul Buzăianu. Să vedeți cât încins să devine atmosfera. Că te-ai pornit prea rău. Haideți să continuăm emisiunea. Altă variantă pe care aș vehicula-o. Vă rog. Domnule, e posibil ca haina să fie nouă. Și în momentul când ai o haină nouă... Ți-o fură nenorocit. Nu? Bun. În primul rând ți-o fură. Tu vii în România, ești președintele României. Știi ce se întâmplă? Nu știi tu ăștia cum obișnuiesc pe la țările lor. Iartă-mă că noi suntem considerați hoți, dar până la urmă hai să ne gândim totuși imperiile astea. De unde și-au făcut ei imperiile? De unde au furat? Haide, adică nu e principiul ăla cu cum au apărut domne nobili. Păi. Cineva foarte, foarte de mult a furat și n-a fost prins. Plec
cauție din nou. Dar eu n-aș merge și pe alta. Avea și portofelul în ea. Știm că n-ai cu ai portofel. El are salariu bun, e păcat. Dar, nu aș mai fi chiculat. Aș fi chiculat și varianta aceasta estetică. Omul și-a luat această haină nouă. Și știi când îți iei un lucru nou și ții la el și vrei să fii văzut cu el și închipuia domnul președinte cum ori pleca ăștia după aia de la acest summit și comentează pe drum. Bă, ce haină mișto avea neamțul ăla de bă, România. Nu știu, bine îmbrăcat neamțul. Bă, tu l-ai văzut ce? Vezi că neamțul era bine. Vezi că cel mai bine îmbrăcat era neamțul. Deci cumva cred că era și cald. Da. Și tot n-a renunțat la haina asta. Da. Cu Boris Johnson, că l-ai văzut pe Boris Johnson că la un moment dat schița așa ceva de ce îți place? Îți place normal că îți place domnul, nu știu ce a vorbit, dar părea că se vorbea. La ce haina are ăsta pe el? Mai există varianta în care are ceva acolo. Cutiuțe astea, poate a ținut-o așa și se mai uită dâncă. El a fost și profesor de fizică. Tu zici că avea niște... Dacă trebuie să ia cuvântul. Și el n-a avut timp să învețe. S-a fost prins cu... El a avut și o criză de politică în țară. Și stă acolo și notează. Încălzirea globală nu e bună. Deloc. Dă-i seama că poate are mici texte acolo. Că eu l-am văzut cu mici texte în ultima vreme. Cam are texte. Vehiculează mici texte. În București, când vorbește, are prompter. Acolo n-are prompter. Ce domnule, faci? Îți scrii în palmă? Domnule, o explicație trebuie să existe și eu mă gândesc că e posibil. N-are cum să fie atât de lipsit de eleganță. Nu cred, nu cred. Să-și trântească șuba pe masă. Hai, tată, să-i dăm de cap cu încălzirea asta. Poate că, știi că acum sunt oameni un pic încurcați de ideea asta cu ora care se dă ori înainte, ori înapoi, nu știu exact ce se întâmplă, se dă înainte. Nu se mai dă deloc acum, gata, asta a fost ultima dată. Sau poate că domnul președinte, exact precum oamenii aceștia, nu știa dacă încălzirea asta globală, dacă schimbările astea climatice duc la încălzire sau la răcire. Și a zis, domnule, eu de precauție mi-au și la mine și haina, că poate e fric, poate e cald. Poate pădă de sub avea și costumul de baie, că nu știi, nu știi cât de tare. Încălzesc ăștia. Până unde se duce, domnule, încălzirea asta globală? Un om pregătit de toate, asta vreau să remarc, asta este neamțul nostru. Dar nu poate avea el un aghiotant care să stea în spate. Mă gândesc dacă pe spătar și agățase și vreo plasă. Poți să știi dacă a venit cu vreo pungă, cu ceva, da. Și o ține atârnat aici. N-a găsit el un om din tot staful Cotrocan, n-a plecat multă lume de la Cotrocan Rece. Deci în afară de consilierul Leonard Orban, n-am auzit să plece oameni de la administrația prezidențială. N-ai găsit, mă, unul acolo pe care să-l rogi să țină haina asta până... Dar te întrebi și pe până tine, stai tu pe scaun. Vă întrebi și pe dumneavoastră. Ia zi. De ce nu s-a dus domnul președinte acolo la summit-ul ăla cu haina lui roșie să o pună pe masă? Ne întoarcem imediat. Este incredibil, dragi români, ce se întâmplă în Parlamentul României. Este incredibil unde s-a ajuns cu acest PSD. Este incredibil ce înțelegeri se fac în Parlamentul României. Nu îi primiți în partidul nostru. Ferecați ușile PNL pentru orice ales local al PSD. Nu orice căutam PNL. Astăzi nu aveți ce să vorbiți cu ei. Zdrobiți în alegeri. Românii au venit și ne-au spus un singur lucru. Cu lacrimi în ochi. Scăpați-ne. Atât ne-au spus. Scăpați-ne. Cel mai mare dușman al poporului român. A negocia cu PSD înseamnă a negocia împotriva poporului român. Trebuie să ne apucăm de treabă cu cei care vor să fie cu noi. Unde să căutăm majorități decât în Parlamentul României?